Anul viitor, conducerea Consiliului Județean Vâlcea va semna contractul de finanțare și pentru reabilitarea centrului Andreea din Ostroveni. Lucrăm la un proiect pentru toate clădirile publice ale Consiliului Județean Vâlcea să instalăm pe absolut toate clădirile panouri din acestea fotovoltaice. Vrem să devenim independenți energetic și am luat în calcul tot ce înseamnă clădire publică aflată în administrarea Consiliului Județean Vâlcea. Tot. Proiectul în... va fi pe AFM, nu? Poteți? Proiectul va fi pe AFM depusă. Pe AFM sau pe ce din linii pe PNRR, pe ce linii de finanțare se deschid. Ceea ce este important este că de Centrul Andreea v-am zis, nu v-am zis. Nu. În ianuarie semnăm și contractul cu Centrul Andreea din Ostroveni. Și va fi toată clădirea pusă la punct, cu, la fel cu panouri, fațadă, recompartimentări, etc. Vom face și acolo o investiție uriașă cu fonduri europene. Tot ce înseamnă clădirea în administrarea Consiliului Județean Vâlcea va fi dotată cu panouri. Nu contează sursa de finanțare. Unde sunt banii, acolo ne vom duce și noi. Nu vom mai merge pe finanțării capcană, gen cum a fost la Cule, unde ne-au spus că ne umplu de bani, 6 milioane ne costă culele, dar din PNRR ne dă numai un milion. Păi de unde să punem 5 milioane de euro? Dar vom fi atenți și vom lua banii pentru panouri fotovoltaice. Pe lângă aceste proiecte, în 2024 se va reabilita și fațada Consiliului Județean Vâlcea. Am decis ca această clădire a Consiliului Județean Vâlcea să intre de urgență în reparații la fațadă, nu mai stând încă 3-4 ani după Compania Națională de Investiții, nu ne permitem să facem asta, în jurul nostru se construiește, se înfrumusețează și nu putem lăsa clădirea Consiliului Județean, efectiv m-am uitat pe fațadă, sunt zone unde s-au desprins bucăți din tencuială. Nu voi accepta așa ceva, domnul Mihailă și cu departamentul tehnic deja au lucrat la o evaluare tehnică și la începutul anului viitor vom trece la reabilitarea a tot ceea ce înseamnă fațadă și tâmplărie PVC, termopane la nivelul clădirii Consiliului Județean Vâlcea, care a rămas cea mai urâtă clădire din județul Vâlcea. Trebuie să ținem și noi pasul cu primăria, cu instituțiile de lângă noi, cu privații.